Cadrele medicale care au fost în tura de noapte din data de 17 spre 18 august, cu precădere, medicul curant și medicul de gardă. Toată lumea se ferește să dea nume. De ce? Eu nu am nici cea mai mică problemă. Înțeleg că medicul curant era doamna doctor Ochișan și Carmen Ochișan, iar medicul de gardă Maria Pitrop. Aceleași decizii așteptați și de la cadrele medicale cu studiu medic? Dacă se impune, da. Aveți în vedere o reorganizare a instituției, o reorganizare a maternității, schimbarea șefului de secție? În perioada următoare, în funcție de rezultatele auditului comandat, repet, vom pune în aplicare toate măsurile, indiferent cât de dure vor fi. Și dacă trebuie reorganizare, vom face reorganizare. Încurajați și alte persoane care au trecut prin pe toate persoanele care au cunoștință de astfel de comportamente ale medicilor sau ale cadrelor medicale medii să vină și să le spună. Spuneți că ați aflat acum de mai multe situații, până acum nu știați situațiile de maternitate. Au fost mai multe situații în decursul timpului reclamate care au făcut obiectul comisiilor de disciplină. Aceste comisii și-au făcut treaba și au înaintat rezultatele la Colegiul Medicilor. Mai departe atât, fiecare instituție are rolul și menirea ei și trebuie să-și facă treaba. Fiecare instituție în parte, indiferent de palierul de competență. Dacă nu-și dă nimeni demisia, ce veți face? Sunt ferm convinsă în acest moment că rezultatele puse la dispoziție de Spitalul Județean de Urgență Mavromatic, de Direcția de Sănătate Publică a județului Botoșani și sper și de Colegiul Medicilor vor duce către acest moment.